Bună ziua! Numele meu este Trașcu Cătălin, sunt director de vânzări al companiei Rodbun de 8 ani de zile. Ne aflăm în comuna Dascălu, județul Ilfov, în ferma domnului Șerban Lucian. Lucrez o suprafață de 200 de hectare pe raza comunei Dascălu și Moara Vlăsiei. Culturile sunt împărțite în cultură de grâu, cultură de urs, triticale, porumb și floarea soarelui. Ne aflăm într-un lan de grâu Velasco, un soi semitimpuriu, cu o talie a plantelor mică, este un soi aristat, cu rezistență bună la iernat, secetă și cădere. Potențialul de producție al grâului Velasco este de 9 tone la hectar. Norma de semănat este de 350-400 boabe germinabile pe metru pătrat. Asta înseamnă o doză de 160-180 de kilograme la hectar. Doza se poate modifica în funcție de data la care este semănat sau pregătirea patului germinativ. Ea va crește în funcție de cele două. Grâul Velasco este un grâu aristat, exclusiv pentru panificație, face o masă hectolitrică de 78-81. În ferma domnului Șerban Lucian, grâul Velasco s-a însemânțat la data de 25 octombrie, cu o normă de semănat de 200 de kilograme la hectar. El a fost semănat împreună cu complexul 20-20-0, 200 de kilograme la hectar. În primăvară s-au aplicat 200 de kilograme de azot și tratamentele fitosanitare corespunzătoare. În această solă de grâu Velasco, pe lângă tratamentele obișnuite fitosanitare, au fost aplicate și 2 kg de fertilant complex și 5 litri de fertilant azot la hectar. Noi, Rodbun, recomandăm grâul Velasco în toate zonele de câmpie ale României. Este un grâu cu un potențial excelent de producție.